Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi vreau să comentez despre videoul care l-am postat cu câteva zile în urmă. Este o meditație șamanică de curățire cu rune. Și vreau să vă spun ce am pus eu în această formulă. În ultimul timp, eu am observat că energiile în spațiu, ele se schimbă foarte des. Și din cauza că am făcut eu niște practici, am mai intrat în contact cu niște energii străine, am avut parte de niște stresuri ultimul timp și mi-am zis că îmi trebuie o curățire energetică. Însă, acea curățire profundă care o am eu aici pe canal, care aparține runologului Yuri Islamov, mie mi s-a părut că nu mi se potrivește în situația de acum care sunt eu. Deci am simțit că am nevoie de altfel de curățire, nu de o curățire profundă. Mai mult mi-am zis că îmi trebuie un prospătare sau să fie așa ca o spălare a corpului energetic, ca un duș cu apă rece. Și zis și făcut, deci imediat chiar în acea zi cu viteza fulgerului mi-a venit această formulă de curățire energetică compusă din runa Hagalas, distrugere, și patru rune Lagus. Lagus este stihia apei și curent, da? Deci meditația care am postat-o în combinație cu această muzică șamanică și sunetul cascadei trebuie să vă duc așa într-o transă și se întâmplă această curățire energetică. Când avem nevoie de această formulă? Deci când simțiți că s-a acumulat prea multă energie negativă în corpul vostru, fizic și energetic. Poate ați intrat în contact cu unii oameni care erau foarte grei, încărcați negativ. Sau ați avut niște stresuri ultimul timp și v-a dezechilibrat energiile. Sau, de exemplu, ați asistat la o înmormântare și acolo v-a afectat prea mult această tristețe, v-a afectat corpul emoțional. Și, desigur, aceste energii, ele se acumulează și se simt. Și ca să vă eliberați de ele, ca să vă curățiți, să vă faceți un fresh up, să zic așa, o împrospătare de asta și mi-a venit această formulă. Este de ajuns să o scrieți pe încheiatura mâinii pentru o singură zi. Eu am testat-o vreo 3 zile la rând și mie mi s-a părut mult 3 zile. Deci o zi este suficient. Cel mai bine această formulă lucrează prin meditație, deoarece în timpul meditației, și anume această melodie, această muzică șamanică cu ritm de tobe vă aduce într-o stare de transă ușoară. Și dacă știți să vizualizați
De exemplu, această cascadă, aceste picături de apă, acest jet puternic de apă, da? Că Hagalas va fi cu putere. Chiar o să simțiți cum aceste picături curg prin tot corpul vostru energetic și elimină tot tensiunea, tot stresul, toată energia negativă acumulată. Trebuie să vă vizualizați, deci, sub această cascadă, deasupra cum stau aceste patru rune, anume scrise în așa fel cum le-am scris eu, deci prima Lagus sus, apoi Hagalas, pe urmă trei rune de Lagus. Cel mai efectiv, deci eu i-am observat efectul în meditație. Dacă după meditație o să simțiți că parcă vă ia un curent, acesta este efectul secundar al runei Lagus, deci să știți că meditația a avut efect. De asta și zic, o singură meditație este de ajuns. Am mai avut cazuri când, de exemplu, cu meditația Războinicul Luminii, deci de deschiderea drumurilor, deci aceea este o meditație foarte agresivă. Mi-a scris cineva că a ascultat meditația o lună la rând, deci 30 de zile la rând și s-a pornit niște dureri de cap, niște migrene. Doamne, zic, cum i-a venit în cap să asculte această meditație, să facă această meditație 30 de zile la rând? Nu, dragii mei, runele sunt ca medicamentele. Le-am luat doza și atât. Mergem mai departe. Da, o singură dată, dacă știți să faceți o meditație șamanică corect, deci să intrați în această transă, eu cred că este de ajuns, da? Încercați, o să vedeți efectul. Dacă simțiți că după câteva zile trebuie să mai repetați, mai repetați o dată. Deci, da, puteți să repetați după 3 zile încă o dată. Alte formule de curățiri care eu le mai am pe canal, tot în formă de meditație și unde explic foarte, foarte detaliat, deci este formula de curățire profundă a lui Yuri Islamov, da? Runolog rus. Este Aivas, Sovilo, Hagalas, Sovilo iar și Iera. Aceasta este o curățire profundă. Aici vă rog să găsiți video-ul acolo. Curățirea are loc de programe, de blocaje. Deci este o curățire mai profundă decât cascada. Altă curățire care este a canalului financiar, deci a canalului banilor. Aivas, Fehu, Hagalas, Ingus și Dagas. Eu explic în acel video cum să faceți curățirea canalului banilor, dar nu vreau să repet aici. Vă rog să găsiți videoul și dacă simțiți nevoie de a vă curăți canalul financiar, deci aceasta e formula, tot aparține lui Yuri Islamov. Altă Bindruns, care este pentru dezlegare de vrăji, de farmece și vrăji, este ciocanul vrăjitoarei, compuse din runele Dagas și Algis, deci acestea sunt runele. Am vorbit tot despre el în videourile mele. Curățirea de vicii, de dependențe, Nautis, Sovilo, Nautis. Deci această formulă se scrie pe un săpun și se face duș cu acest săpun.
Am vorbit despre acest stav, despre această formulă în videoul unde am descris runa Nautis, da? Vă rog să găsiți videoul cu runa Nautis și eu am vorbit despre acest stav acolo. Efectele secundare acestei formule este și curățirea de programe de pecețile unor egregori, de exemplu a egregorului religiei. Această formulă, deci ea spală aceste peceți. Cine dorește, desigur, nu impun la nimeni. Alte formule de curățire. Deci, ieșirea din criză, așa și se numește, ieșirea din criză. Nautis este această criză. Turisas este arma cu ajutorul căruia o să ieșim din această criză. Și Dagas. Da, vă rog să vă notați undeva. Aceasta este ieșirea din criză, când vă aflați într-o criză. Cel mai bine este să o scriți pe un bilețel. Vă scriți numele, prenumele, anul, data nașterii și deasupra cu un marker faceți această formulă. Dar vă rog, nu faceți pentru altcineva, doar pentru voi. Mai departe, curățirea de legăturile karmice. Avem formula Turisas, Aivas și Dagas. Deci, nu vreau să vă dau formule prea complicate. Din trei rune, eu cred că este suficient. Turisas este karma sau legăturile karmice. Aivas, transformare sau moarte simbolică a acestor legături și renașterea. Dagas este transformare, ieșire la un nou nivel. Deci, ne-am adus karma la un nou nivel. Încă o dată repet, curățirea legăturilor karmice. Și precis o să am întrebări de curățirea casei sau locuinței. Următoarea formulă: Hagalas, Sovelo, Aivas. Această formulă o scrieți pe o lumânare mare, groasă, nu contează culoarea, știu că o să mă întrebați, orice culoare. Hagalas, distrugem energiile negative, Sovilo, cu ce distrugem? Cu lumină, da? Cu lumină, cu puterea luminii și Aivas este transformare, moarte, renaștere. Aceasta este pentru curățirea casei și locuinței. După cum ați observat, mai în toate formulele de curățire avem ori Hagalas, ori Aivas, ori Turisas. Deci depinde ce curățim. Da? Cam asta am avut să vă spun azi. Deci, da, încercați această meditație. Cu Lagus, Hagalas, Lagus, Lagus, Lagus. Deci o să vedeți efectul ca un duș rece, ca un duș de apă rece. Ce am mai observat eu un efect secundar, alt efect secundar, că deci dispare lenea, că unele energii te stopează, te apasă și te blochează, nu mai vrei să faci nimic. Că nu mai ai energie, desigur. Deci, după această meditație, deci eu într-o zi am făcut atât de multe că nu am făcut ultima săptămână cât am făcut într-o zi. Iată cum. Deci, încercați, practicați runele, nu vă fie frică. Da, dacă o să mă întrebați, pot să pun această formulă pe fotografia fiului meu sau pe poza soțului meu? Nu. Nu și nu. Deci doar pentru
pe voi, experimentați pe voi. Nu, în primul rând, poate nu vi s-a dat consimțământul, poate nu știți singur ce faceți, deci vreți să încercați doar pe pielea voastră, nu încercați pe altcineva, chiar dacă este cineva din familie. Eu sunt contra. Doar dacă v-a dat consimțământul și acordul. În alte cazuri, nu. Nu faceți asta și oricum efectul va fi mai bun dacă omul sau persoana singură va face această curățire. Nu putem să facem o curățire pentru altcineva, trebuie să vă fie clar acest lucru. Atât pentru azi, aștept întrebări în comentarii, deci încercați meditația, dacă vreți o scrieți pe încheietura mâinii, scrieți, pentru o zi e de ajuns. Nu mă întrebați, vă rog, cu ce culoare, nu contează cu ce culoare, scriți cum vreți, negru, albastru, nu contează. Vă îmbrățișez, aveți grijă de voi și ne revedem la un nou video.